conformat dress code-ului, cum se zice, metallic vibe, le-a cam dat bătăi de cap vedetelor. Mie nu. Atunci când ai pe cineva aproape care tot timpul îți face rost de styling, e mai ușor. Deci a fost bine. Ai o perioadă destul de aglomerată, nu? Cu evenimente multe. Tu ziceai la un moment dat că vrei să te transformi într-un organizator de evenimente. Se întâmplă? A, nu! Nu se întâmplă. Nu se întâmplă că deja am prea multe pe cap și recent am și deschis un restaurant, restaurantul familiei. Deja mă ocup puțin de restaurant, puțin de cariera mea, puțin de familia mea, puțin de casă, puțin de soț, puțin de... Și atunci... L-ai lăsat ultimul, nu prea e ok. Soțul meu e bărbat deștept și se descurcă mai mult singur. E adevărat că mai are nevoie de mine cu tot ce înseamnă, nu știu, lucruri prin casă sau așa și tot timpul îl ajut cu tot ce pot, dar în mare parte a înțeles și el că e destul de greu pentru mine să le fac pe toate și e un bărbat bun care mă ajută cu multe. Micuța, ce face micuța ta? Micuța face foarte bine, este acasă cu bunica, pentru că mama este la hotel cu pregătiri pentru că mâine avem deschiderea și suntem într-un mic haos acolo. Trebuie să organizăm absolut tot super repede. Nașa lui Noah, cum se pregătește de botez? Păi s-a pregătit deja și a pus totul la punct, pentru că pe 26 plec în Vegas și în LA și imediat mă întorc și vine botezul. Și suntem la foc automat, deci m-am organizat cu totul dinainte. Practic sunt două evenimente într-unul, și nunta și botezul, nunta Adrianei. Da, de când era însărcinată, i-am zis că eu îi voi botez la fetița, adică nici măcar nu i-am dat dreptul să decidă. I-am zis eu o să botez fata, nu vreau să aud altceva, dar nu sunt căsătorită în biserică cu soțul meu, că n-aș pot să fiu și nașă, da, la nuntă, și am zis, alegeți pe cine vrei, nu mă interesează, eu vreau fata, o să botez eu, că e fata mea. Și se spune că atunci când botezi un copil, devii părintele spiritual și mi se pare cel mai ok să fii în familie, că e exact, o iubesc exact de, la fel de mult ca pe soții. Ce faci în Vegas? Te duci pentru tine în vacanță sau tot așa cu treabă, cu filmări? Nu, plec cu familia și m-am gândit să-mi vin utilul cu plăcutul și filmez ceva pe acolo, dar vedem cum se mișcă lucrurile. Tu știu că îți dorești o carieră în televiziune, ai jucat și într-un serial, mai urmează ceva de genul acesta? Pentru artiști e puțin mai diferit traseul în direcția asta, adică din moment ce eu sunt artist, sunt cântăreață, nu sunt genul care să merg la castinguri și așa mai departe, dar cu siguranță când vor fi proiecte menite pentru mine, vor apărea. Ești o mămică tânără și frumoasă. La un moment dat o să-ți mai dorești așa o familie mai numeroasă, adică să vină și un al doilea copil, sau vrei să te dedici de acum încolo și carierei tale? La un moment dat, ai zis bine, la un moment dat. Fix așa e asta cu copilul, la un moment dat, pentru că făcând atât de multe lucruri, nu am timp nici pentru mine pe deplin și nici pentru copilul meu pe deplin și am unul singur, imaginează cum aș fi cu doi. Nu aș mai putea să fac toate lucrurile pe care le fac acum și consideram că Sofie este încă mică, o mai las să crească până să-i ofer un frățior sau o surioară. Cum este? Cum ți se pare Adrian, tatăl tău, de când și-a făcut acea operație de gastric sleeve? Cum îl vezi acum? Mai energic? Este mult mai energic, să știi. Cel mai important este faptul că este mult mai sănătos. Asta este tot ceea ce contează, pentru că ăsta este motivul principal pentru care a făcut această schimbare. Îl vezi așa mai un bunic modern și a făcut și niște tatuaje, deși zicea că nu-și dorește? Știi cum? 50 de ani pe 24 septembrie. Se zice că la un moment dat, da, o să cântăm chiar. Se zice că la un moment dat bărbații o iau așa puțin. E decizia lui casa cu tatuajele și nu n-a avut nimeni nimic împotrivă. La fel cum și noi copiii când eram mici, ne-am făcut tatuaje și n-a zis nimeni nimic. Acum trebuie să tăcem și noi din gură. Vreau să te descrii tu așa puțin acum. Cum ești tu acum? Cât de matură? Cât de mult te-ai schimbat? Mai ales de când ești și mămică și mai responsabil. Am devenit foarte serioasă. Am uitat să mai fac glume. Am uitat să mă mai distrez. Am uitat să... Știi ce zic? Să mă bucur așa de moment. Sunt tot timpul cu telefonul în mână, tot timpul de răspuns la telefoane, la mail-uri, la mesaje, la WhatsApp-uri, cu copilul la grădiniță, tot genul de chestii de făcut, activități și așa mai departe. Pregătiri cu filmări, pregătiri cu clipuri, scriu, compun foarte mult. Sunt foarte pusă pe treabă, asta pot spune. Așa, puțin la casa lui și frățiorul, micuțul, mesinul. Puțin, puțin. E
și asta nu e decât un motiv de bucurie.